V-am văzut pe foarte mulți că mergeți numai cu focul scos și nu și cu randa. Și o să-ți arăt acum de ce, pentru că am impresia că am înțeles. Dar culmea, dacă stai până la final, o să vezi că este mai simplu să scoți randa decât focul. Hai să vedem cum scoatem focul unui catamaran. În primul rând, trebuie să deblocăm furlerul, care este manevra care vine din față de la velă până aici. Este manevra cu care strângi focul, da? Hai să-l deblocăm. Deci ce trebuie să faci? Să desfaci această păpușă și blocatorul și să te asiguri că nu ai vreun nod pe această parâmă, da? El se va rula atunci când îl scot. Asta este manevra cu care îl rulez la loc și îl strâng, da? Hai să vedem. Deci pe asta o lăsăm liberă jos și mergem la șit sau la școtă. Vino mai încoace. Uite, scrie și pe el Genoa Sheet, da? Asta este școta de la foc. Practic, eu când o să trag de această manevră, o să derulez acel foc. O punem pe cabestan în sensul acelor ceasurnicului și ne pregătim să scoatem focul. Avem și cabestan electric, o să ne ajute mult. Hai să încercăm! Da, și îl derulez. Stai un pic, că am impresia că s-a blocat ceva aici. Vezi ce spuneam? Se blochează. Deci, practic, îi dai drumul acum dacă s-a blocat. Deblochezi pianul. Și te întorci. Trebuie să tragi puțin de el ca să îl deblochezi. Și le cu tine în mână, da? Să-l simți. Blochezi înapoi pianul, bineînțeles, manevra înapoi pe cabestan, ai blocat pianul. Și continuăm. Ai două viteze la cabestan. Vela este deschisă, da, acum nu mai ai nevoie de această manevră. Și dacă vrei, ai și autovoltan, dacă vrei să-l mai burtești un pic, pentru că ai vântul slab cum este acum. Uite, deschizi pianul și mai eliberezi un pic. Uite ce formă ia focul și se umflă cu vânt. Discuția acum despre cum îl reglezi, cum merge optim, da, nu despre asta vorbim. Dacă te întreb de ce stă așa, pentru că suntem cu vântul fix din pupa. Uite, dacă îi mai dau un 10 grade în babord, o să vezi că focul se umflă. N-am vorbit de aliură, de direcția pe care navighezi atunci când scoți focul, pentru că poți să-l scoți pe orice aliură. Și acum să-l strângem, nu? Pentru că nu asta e ideea. Ai văzut, ne-am chinuit foarte puțin. E simplu să scot focul ăsta și să vorbesc cu prietenii, clienții pe care i-am și să le spun că, uite, mergem cu velele, hai repede să faceți poze. Dar o să vezi că e mult mai simplu să ridici randa decât focul. Știu că e contraintuitiv, dar o să-ți arăt. Ca să-l strâng, las aici două ture pentru că vreau să-l țin ușor în tensiune. Și mă voi apuca de treabă. Am văzut la foarte mulți o mare greșeală aici. Această manevră, furlerul de la foc, cel care îl strânge, nu se pune pe cabestan. Pentru că dacă se blochează ceva, poți să îl rupi. Și atunci va trebui să tragi cu puterea ta. Deci te pui în spate și te apuci de treabă. Ia vezi ce se întâmplă acolo. Și bineînțeles că se mai blochează câte ceva, nu? Se blochează. Mergi în spate, dar ți-ai dat seama că s-a blocat, pentru că ai tensiune aici, practic nu mai poți să tragi. Asta înseamnă că ceva opune rezistență. Și asta trebuie să rezolvi tu ca skipper, ca să nu rup altceva. Ia uite-te! At, s-a blocat în timonă, ce părere ai?
Și aproape. Gata. Când ai terminat, ai blocat crocodilul. O să-ți arăt și curând.